Valurile de căldură topește Republica Moldova și pentru că în ultimele zile Arșița a devenit greu de suportat, reprezentanții Serviciului Protecției Civile și situațiilor excepționale au instalat 5 corturi în cele mai aglomerate zone din capitală. De ieri și până azi aici și-au găsit refugiu peste 1500 de oameni sufocați de temperaturile ridicate. În corturile special amenajate din Chișinău, celor chinuiți de caniculă li se oferă apă, li se măsoară tensiunea, iar dacă este nevoie, sunt transportați cu mașinile salvării la un anumit spital. De asemenea, aici cetățenii pot pur și simplu să se ferească de soare în amiezele toride. La cortul din perimetrul pieței centrale, oamenii au făcut coada astăzi pentru a bea un pahar cu apă. Vizitatorii spun că astfel de corturi sunt binevenite și se adresează specialiștilor pentru a primi ajutor pe perioada caniculară. Pe Arșița asta și turistă, câte lume să, da, să salvează. Ești foarte binevenit pentru că omul inopinat poate simți rău, poate surveni o situație de risc pentru sănătate. Aceste momente vin fără să fim pregătiți. Foarte bine, am pe căldura asta, îi se face rău. Și poate veni să bei un pahar de apă. E foarte bine. Tot au o vreac de ajutor la lume. Pentru a preveni acutizarea maladiilor cronice, dar și pentru a evita insolațiile și alte efecte negative ale caniculei, medicii recomandă populației să limiteze durata plimbărilor între orele 10 și 18 și să bea cât mai multă apă. Este foarte important hainele pe care noi le purtăm. Deci hainele trebuie să fie din stofă naturală. În primul rând, într-al doilea rând, trebuie să fie comodă, fără presiuni asupra corpului și încălțăminte în perioada de caniculă trebuie să posede de așa proprietăți de aerație, anume să fie circulația aerului la membrele inferioare. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperaturile vor continua să crească. Sâmbătă se vor înregistra maxime de 38 de grade și va fi cea mai fierbinte zi de la începutul acestui an. Angajatorilor li se recomandă să le ofere salariaților până la 2,5 litri de apă pe zi pentru fiecare și să le asigure pauze de 26 ore când temperaturile nu pot fi reduse până la cele confortabile. Dacă mercurul din termometre depășește 28 de grade Celsius, activitatea este interzisă, cu excepția serviciilor de urgență.